sunt o fire cam rebel așa și chiar în momentul în care am o legătură cu cineva și chiar am, îmi place fiecare să-și ia timpul lui. Adică eu sunt aici, nu trebuie să vii și tu, pentru că eu am de vorbit cu niște prieteni. N-aș vrea ca prietenul meu să stea să se uite sau să nu cunoască pe nimeni sau în cercurile într-adevăr mai apropiate. Suntem împreună sau mergem împreună sau, dar așa în evenimente publice nu. Bărbații sunt așa mai posesivi și din păcate sunt momente în care atunci când mergem împreună undeva și începe lumea să mă recunoască și e dat un pic la o parte, poate că nu se mai simte atât de bărbat cum aș vrea eu să văd că se simte lângă mine. Și e un lucru care nu-mi convine nici mie, în primul rând, dacă am sentimente pentru el, și nici lui. Așa că mai bine reglăm altfel lucrurile. Ești o persoană romantică? Foarte. Care este cel mai frumos gest pe care tu l-ai făcut din dragoste pentru persoana iubită? N-am cum să-ți povestesc. Nu că nu e deloc obscen, numai că e atât de intim prin sensibilitatea lui. Încât doar voi doi. Încât cred că nu ar mai avea sensibilitatea aia povestind-o în fața camerei, înțelegi? E o mintire frumoasă. Care se adaptează întotdeauna la ce se întâmplă în jurul lui. Nu rămân în urmă, deloc. Văd ce... Sunt updatată. Mereu updatată, mereu... Și de-aia cred că îmi mențin prospețimea asta în gândire. Că, practic, eu am prieteni, prietene foarte mulți, 20, 25, 30. Buni, prieteni buni sau... Bun, da. Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fiu acolo pe vibe-ul lor. Sunt o analistă destul de fină a unor lucruri și asta mă ține foarte, foarte tânără înăuntru. Au fost momente în trecut în care aș fi putut să-ți spun da, mi-aș plăcut să fac aia sau regret că n-am făcut cealaltă. Dar în timp mi-am dat seama că lucrurile se întâmplă nu... E un pleonasm, iertați-mă, nu întâmplător. Totul are un sens, totul are o noimă. Nu s-au întâmplat lucruri pentru că așa a fost direcția, așa a trebuit să mă construiesc eu ca să ajung la cine sunt acum. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat lucrurile alea pe care mi le doream probabil la momentul respectiv, și spun sincer că în momentul de față nu mi le mai doresc și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi le-a dat, pentru că am altă cale, am o cale cu care sunt eu mult mai bine cu mine însămi.